Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir. Bun venit! Sunt Simona Dragomir, astăzi vom vorbi despre un tratament modern care să ne ajute să rezolvăm anumite probleme ce apar la nivelul feței. Față roșie, față care strânge, dar și vinișoarele acelea, vasele de sânge sparte de pe picioare. Alături de noi se află doamna doctor Viviana Iordache, medic primar dermatolog clinica DermaLife. Bun venit, doamna doctor, mă bucur iată să prezentăm un alt tratament modern. Și eu mă bucur pentru invitație și vă mulțumesc încă o dată, pentru că, într-adevăr, problemele astea cu fața roșie, cum ați spus dumneavoastră, sunt foarte comune și se pot întâlni de la cele mai fragede vârste. Deci ne putem trezi uneori că și copiii și adolescenții se îmbujorează ușor, că bujorii din obrăjori fermecători în prima parte a copilăriei se transformă într-o zonă iritată care îi ustură și care îi chinuie și care la adulți se poate brăzda, din păcate, de vinișoare sparte, ca în final oamenii să creadă despre persoana respectivă că este băutor de alcool sau că are probleme emoționale. Nici în... vorba de așa ceva, e vorba, cred, de cuperoză. M-am ferit să spun cuperoză de la început. Exact, mai ales că multă lume nu știe că această cuperoză, care înseamnă față roșie ca petala de trandafir, este tot una cu acnea rozacee și că de fapt cuperoza este termenul franțuzesc, iar acnea rozacee este termenul englezesc al aceleiași afecțiuni, că ea nu este o afecțiune infecțioasă dată de Demodex, chiar dacă noi folosim în tratamentul ei uneori cure de metronidazol sau de antibiotice, că în fapt vorbim de aceeași problemă care uneori apare și la nivelul picioarelor, și anume de o activitate vasculară foarte intensă. Deci pe zona respectivă, pur și simplu, vasele de sânge prezintă niște comutatoare suplimentare care le fac să se deschidă și să se închidă de foarte multe ori, fără ca neapărat să ne adresăm numai unui stimul termic. Și pentru... știm de ce se întâmplă acest lucru, doamna doctor? Adică avem niște cauze? Deci... sau pur și simplu așa se întâmplă, persoana respectivă așa se naște? Persoana respectivă se naște cu comutatoarele, dar momentul în care ele încep să fie acționate ține deja de factorii de mediu. Deci cu cât persoana respectivă este mai emotivă, cu cât persoana este mai nevrotică și mai agitată, cu cât persoana stă mai mult în variații majore de temperatură, deci cei care iubesc sporturile de iarnă sau invers, cei care iubesc băile prelungite, saunele și expunerile la aburi și așa mai departe, persoanele care au anumiți stimuli alimentari, deci unii dintre noi nu pot mânca ciorbă fierbinte, nu pot bea vin roșu, nu pot mânca mâncare tailandeză și așa mai departe, fără să se înroșească foarte puternic, vor contribui ca acești pași pe care, din păcate, odată ce te-ai născut cu aceste zone sensibile, se vor face garantat, să se dezvolte mai devreme și nu mai târziu. Pentru că nu este tot una să ajung într-o rozacee fulminans cu granuloame, adică faza aceea cu puroaie, din cauza căreia este numită rozacee și care este tratată cu antibiotice, la 80 de ani, și nu e tot una să ajung cu ea la 40 de ani. Diferența o fac două lucruri foarte importante, pentru că deocamdată terapie genetică nu există. Și anume modul de viață, deci cu cât ne vom expune mai puțin la acești stimuli care o declanșează și o upgradează, să-i spunem așa, cu atât ea va progresa mai lent, iar pe de altă parte, cu cât o vom trata mai corect și mai rapid, cu atât ea se va dezvolta mai încet. Din păcate, rămâne o condiție cronică și progresivă. Deci, în cursul vieții, dacă vom trăi cei 150 de ani cât are omul ca material genetic, toți cei care au această tendință vor ajunge în stadiul 4. Asta nu înseamnă însă că nu putem avea norocul să o ținem pe loc și 30 de ani într-un stadiu, să-i spunem așa, acceptabil cosmetic. Hai să vedem, doamna doctor, să ne învățați ce avem de făcut astfel încât să o ținem într-un stadiu acceptabil. Sau această cuperoză sau aceste probleme cu față roșietică, așa cum spuneam, sau față care strânge, sau vinișoarele pe picioare care apar și
le vezi acolo sparte pe picioare, să apară cât mai târziu posibil. Ce avem de făcut? Deci, în primul rând, prezența la medicul dermatolog cu atât mai repede ne asigură un diagnostic mai corect și ne asigură că vom începe prevenția și tratamentul într-un stadiu cât mai blând. Și anume, în primul rând, în ceea ce privește fața, va trebui ca medicul dermatolog să hotărască dacă este într-adevăr o cuperoză, pentru că aspectul acela de piele roșie se mai poate întâlni în dermatite seboreice, în eczeme, în psoriazis sau în alte boli de piele, care nu înseamnă neapărat cuperoză. În al doilea rând, în ceea ce privește picioarele, dacă persoana respectivă prezintă și venectazii importante, adică vinișoare mai late sau varice, ea va trebui consultată de către medic și eventual i se va recomanda un Doppler, o ecografie cu ultrasunete speciale și ne va spune nouă dacă, vorbind doar de această fragilitate capilară la nivel superficial, deci dacă sunt simple venectazii sau dacă, Doamne ferește, este vorba de o reală insuficiență venoasă cronică, și atunci modul de prevenție va trebui să fie mult mai agresiv pentru a nu ajunge la varice hidrostatice sau la complicații mai importante în ceea ce privește evoluția pacientului. Mai ales că ne aflăm într-o emisiune pentru mămici și copii, mămicile trebuie să știe că, din păcate, sarcinile sunt un factor foarte important de decompensare pentru insuficiența venoasă, deci o persoană însărcinată va trebui să ia prevenția foarte în serios și tot ce am să vă spun în minutele următoare va trebui să urmeze cu sfințenie pentru nu ajunge la probleme după ce va naște. În al doilea rând, că în timpul sarcinii va veni și compresia făcută de sarcină pe circulația de întoarcere și cantitatea mare de hormoni care să mențină sarcina și care vor contribui la deschiderea șunturilor vasculare, cât și luatul în greutate propriu-zisă. Și atunci o persoană care are această tendință trebuie să știe că nu are ce să caute în aburi fierbinți, nu are ce să caute în saune, în jacuzzi, în băi prelungite, în tratamente la cosmetică cu vapozon și cu aburi pentru curățarea excesivă a porilor, că dacă iubește sporturile de iarnă, trebuie să poarte o eșarfă de mătase, cagulă, că trebuie să înceapă să folosească produse cosmetice pentru problema respectivă cât mai repede și trebuie să țină o dietă alimentară foarte bogată în vitamina C pentru protecția vasculară. În al doilea rând, dacă vorbim la nivelul feței, atunci există niște tratamente cu laserul de prevenție. Laserul de prevenție se face cu un laser care este de fapt un dye laser, adică este o emisie cu o singură lungime de undă în roșu, deci va avea marea calitate că el nu va afecta pielea tratată, deci pacientul nu va avea arsuri, nu va avea dureri, nu va avea reacții adverse sau probleme care să însoțească un astfel de tratament. Tratamentul de prevenție, cum îl numim noi, se bazează pe faptul că acolo unde vasele sunt dilatate, au mai mult roșu, vor absorbi o cantitate mai mare de lumină și numărul de dilatații microscopice de sub piele se va reduce considerabil. Bun, l-ați numit tratament de prevenție. Deci au apărut problemele? Vedem ușoare, vinișoare pe față? Nu neapărat. Vedem deci doar mergem că... la medicul dermatolog, exact, cerându-i acest tratament de prevenție în ideea de a nu apărea vinișoarele, da? Da, atunci când fața se roșește foarte ușor și când roșața nu mai dispare repede și rămâne vazi permanent roșie sau când fața începe să ne usture, să ne strângă sau să devină intolerantă la produse cosmetice obișnuite. Pentru că atunci înseamnă că circulația a început să cedeze și că în pașii următori deja or să apară și venectaziile. Ne-ați povestit, doamna doctor, foarte frumos și astfel încât să înțelegem foarte bine că există o primă etapă a tratamentului, cumva tratamentul de prevenție, când simți că această sensibilitate, însă cuperoza, boala nu s-a instalat. Deci, iată, poți să ajungi la medicul dermatolog și să-ți facă acest tratament de prevenție.
ce facem când problemele sunt grave, când ești în permanență îmbujorat așa în obrăjor, când oamenii te pot acuza, așa cum spuneați la începutul emisiunii, că poate ai consumat ceva alcool, iar tu de fapt nici măcar nu te-ai atins de alcool, ci ai această problemă a capilarelor de sânge, iată, care se sparg, fie la nivelul feței, fie la nivelul picioarelor. Ce e de făcut? Ajutați-ne, pentru că știu că aveți iarăși un tratament din acesta modern care face minuni. Din fericire, venectaziile chiar au odată apărute, fie că vorbim de față, deci de cuperoza floridă sau de rozacee, fie că vorbim de picioare, pot fi șterse cu laserul dye. Laserul dye este un laser cu o lungime de undă specifică culorii roșii a hemoglobinei, care acționează acolo unde este aplicat. Deci el nu are o acțiune generală, ci țintită pe centimetrul de piele pentru care am aplicat terapia respectivă. În fapt, asta înseamnă că lumina, într-un mod, să-i spunem, aproape miraculos, trece prin piele fără să o ardă, ca în filmele SF, și își atinge ținta de dedesubt, fie că vorbim de un vinișoară spartă pe nas sau de un venectazie de la nivelul gambei. În fapt, acest tratament, spre deosebire de cel de prevenție, este un tratament care șterge ceea ce deja s-a distrus, deci el nu-l poate înlocui cu un vinișor bun sau nu poate face o reparare a zonei, ci poate doar să îndepărteze ceea ce s-a stricat, și singura parte, să-i spunem așa, și preventivă, este că fisura se va opri acolo, pentru că altfel, dacă lași apa în presiune și ai o fisură într-un baraj, mai devreme sau mai târziu, din păcate, o să cadă tot zidul. Și așa cum vă spuneam, atunci când lucrăm la nivelul feței, se aplică unul, maxim două tratamente, direct asupra vinișoarei sparte, de pe marginea nasului, de pe pomete și așa mai departe. Moment în care zona se roșește, uneori vasul se poate învineți sau se poate închide la culoare și se va șterge fără niciun fel de urmă, semn și problemă, într-un interval cuprins între 10 zile și 2 săptămâni de la momentul tratamentului. Cu totul alta este situația la nivelul picioarelor. În primul rând, când vasele acelea parcă au și altă culoare, da, sunt ușor vineții, nu mai sunt roșietice așa aprinse. Foarte corectă observația, acea culoare vineție vine de la concentrația mult mai mare în hemoglobină și pur și simplu de la dimensiunea lor mai mare. Deci venectaziile de la nivelul picioarelor au un calibru mai important, ceea ce ne face nouă două, să-i spunem așa, probleme. Prima problemă este că numărul de ședințe necesare este mai mare. Deci, de obicei, la picioare trebuie să lucrăm între una și două, uneori și patru sesiuni de tratament pe același teritoriu. Al și doilea, ședințe spațiate la ce interval de timp, doamna doctor? Exact asta mă pregăteam să vă povestesc. Al doilea este faptul că timpul între ședințe este mult mai mare. Este de minim 2 luni, uneori chiar avem nevoie de 2 luni și jumătate, 3, pentru că fiind un calibru mare, timpul de resorpție necesară crește. Deci vasul acela vinețiu explodat, cum îi spunem noi, va rămâne vinețiu o perioadă mult mai lungă de timp pe picior decât pe față, deci mai multe ședințe, timp mai lung între ele și, să-i spunem așa, din păcate, recidive mai frecvente, pentru că presiunea în sistem e mai mare și va trebui ca pacientul să urmeze și celelalte indicații. Tratamentul cu laser nu este singura parte a tratamentului atunci când vorbim de venectazii importante. În general, după tratament, indiferent că vorbim de față sau de picioare, pacientul este rugat să nu se expună la ultraviolete cu zona respectivă, da, ca atare nu lucrăm decât în lunile cu R, începem astfel de tratamente în septembrie și le închidem în aprilie, vom face pauză din mai până în august anul viitor și, în al doilea rând, nu poate fi expusă la variații de temperatură extremă. Nu necesită pentru vinișorul propriu-zis tratamente suplimentare, deci nu e nevoie de creme speciale, de tablete speciale, dar dacă folosim produse cu heparină, el o să dispară mai repede și, în general,
Singura problemă care rămâne cu acești pacienți este că, fiind o condiție cronică, din păcate, mulți vor recidiva și va trebui ca peste câțiva ani să reia aceste mijloace de tratament. De altfel, acesta este și motivul pentru care, atunci când vorbim de venectazil la nivelul picioarelor, trimitem către Doppler să verificăm să nu fie o insuficiență venoasă cronică. Acest laser vascular, dye laserul, este un laser care merge pe orice fel de tumoră vasculară. Deci cu el tratăm și angioamele și Port-Einstein-ul la copii. Da, absolut orice înseamnă, orice înseamnă tumoră vasculară sau vas sau ghem de vas. Problema cu bebelușii, și e foarte bine că mi-ați adus aminte, chiar vreau să spun asta public, oamenii trebuie să înțeleagă faptul că angioamele din naștere se resorb în proporție de peste 90% între 1 și 3 ani. Deci graba, da, graba părintelui de a veni cu un bebeluș de câteva luni pentru că are un angiom pe ureche sau pe nas este, din punctul meu de vedere, absolut nefolositoare, deci nu-i folosește nimic copilului și ne putem trezi că am tratat degeaba cu un tratament destul de dur și de chinuitor, pentru că un copil este greu de convins la 3 luni să poarte ochelari de protecție și să stea cu minte că urmează un tratament vascular. Ca atare, le recomand părinților ca, în cazul în care bebelușul lor are un hemangiom, să se prezinte la medic ca el să fie într-adevăr un hemangiom, dar dacă medicul spune că este genul acela de angiom care are o șansă bună să se resoarbă spontan, să înțeleagă și să revină în momentul indicat de medicul dermatolog. În alt fel de cazuri, da, se pot trata, există într-adevăr, în momentul în care ceva e urât pe fața copilului ca părinte, este greu de accepta faptul că trebuie să rabi și să aștepți să se resoarbă și vrei cu tot sufletul să faci totul ca să micul defect să repede. Dispară cât mai repede, însă nu întotdeauna lucrul ăsta este cu adevărat benefic pentru copil. Asta nu înseamnă să nu ne prezentăm la medic, pentru că uneori poate să fie un Port-Einstein sau tumoră vasculară sau ceva serios, unde într-adevăr nu ai ce să aștepți și trebuie să intervii, dar, repet, să nu preseze și să lase la latitudinea medicului tratamentul. N-am spus, doamna doctor, dacă tratamentele acestea cu laser vascular, ședințele pe care am tot povestit, sunt dureroase sau nu? Ce simte pacientul? Ca o pișcătură, ca o înțepătură sau nu simte nimic? Din fericire, laserul nostru vascular este cel mai nedureros laser vascular din lume și spun asta cu o mare bucurie, eu fiind o mare fricoasă personal la senzațiile de durere, în sensul că există în dispozitivul medical un spray cu azot lichid care, în momentul în care a pornit lumina, trage un puf de azot lichid care răcește instantaneu zona. Deci, da, dacă este un calibru mare, dacă vasul este mare, ustură cald, însă n-a fugit nimeni și n-a renunțat nimeni de la tratament pentru senzația neplăcută și ea poate să mai persiste 20 de minute post-tratament. Și încă ceva foarte important, contează vechimea vaselor sparte, mai ales pe picioare sau chiar și la nivelul feței, adică dacă ai stat așa ani buni cu această problemă de sănătate, o rezolvi mai greu decât dacă ai fi început tratamentul ani în urmă? Asta depinde de norocul pacientului, pentru că uneori pacienții pot sta în stadiu 1-20 de ani, alteori pot ajunge în stadiu 3 în 2 ani. Practic, diferența o face gena și modul de viață asociat și de aceea de fiecare dată, dacă pacienții au fost la mine la consult, au văzut că este un tratament de 5 minute și o discuție de o oră. Pentru că, practic, pacientul trebuie să înțeleagă foarte clar că toată viața lui va trebui ca stimulii asociați să fie evitați pe cât este omenește posibil și că tratamentul cu laser îți îndepărtează ceea ce ți s-a spart și îți previne alte spărturi, dar în condițiile în care îi dai o șansă reală. Pentru că dacă omul înțelege să învețe să fie mai puțin emotiv, să se educe psihologic, dacă învețe să se ferească de alimentele care îi fac rău, de variațiile de temperatură și să-și facă tratamentele medicamentoase asociate conform cu stadiul lui, atunci va avea cel mai mare succes.
să se ferească de băi fierbinți până de temperaturile da. Aceste extreme și ați zis legat de alimente, să se ferească de ce anume? Asta este iarăși destul de individual. Listele de pe internet sunt niște statistici în funcție de ce au declarat pacienții. Dar dați-ne câteva exemple. De exemplu, sunt listate alcoolul ca vin roșu, ciorba fierbinte, ardei iute, piperul verde. Bun, deci cumva excitante. Excitante, da. Și practic pacientul singur, în momentul în care simte că i-a luat fața foc, dacă mănâncă mâncare tailandeză, nu mai poate mânca genul acesta de mâncare dacă nu dorește să plătească mult mai multe lasele. Mulțumim din suflet, doamna doctor, pentru sfaturi. Iată, am aflat că există tratament modern și pentru astfel de probleme de sănătate, atunci când avem fața roșietică, față care ne strânge, sau acele vinișoare ce se sparg pe picioare, au aspect neplăcut, dar iată că astăzi am aflat că avem și laser modern, spuneați, cel mai bun și nedureros din Europa, iată, l-avem din lume. Din lume, fai de mine, din lume. E un laser american. Îl are doamna doctor Viviana Iordache, medic primar dermatolog la clinica DermaLife. Eu mă bucur, doamna doctor, că am avut ocazia să povestim și astăzi, iată, lucruri interesante și noi vă așteptăm să reveniți la meditații pentru părinți. Mulțumim! Atât pentru astăzi. Alături de noi a fost doamna doctor Viviana Iordache, medic primar dermatolog clinica DermaLife. Aștept întrebări și mesaje la meditații pentru părinți @itibiti.ro. Sunt Simona Dragomir, sănătate și numai bine îți doresc. Pe curând! Meditații pentru părinți cu Simona Dragomir.